următorul meci este la categoria 70 de kilograme, reprezentând Dinamo Sambo, în colțul roșu, Florin Strugariu! Adversarul său este cadru militar. Este un specialist în lovituri de knockout. În colțul albastru, Mihai Iorga! Arbitrul întâlnirii este Yamato Zaharia. Florin Strugariu împotriva lui Mihai Iorga în acest meci. Ascultați indicațiile mele. Îl avem pe Strugariu în short, în cu mânușile roșii. În shortul acela cu albastru, adversarul său short negru, este vorba despre Mihai Iorga. Strugariu, tot de la Sambo Dinamo. Am văzut, Iorga a început cu acea lovitură joasă de picior pe exterior. Încă o dată un low kick puternic pentru Iorga. Se duce Iorga, a încercat lovitura cu genunchiul din săritură. Adversarul său s-a dus într-o încenturare pentru moment. Iese Iorga de acolo. A și ratat Strugariu o lovitură de picior. High kick. Mult mai agresiv pe lovituri Mihai Iorga. Strugariu nu pare să fie foarte mult în elementul său pe partea de luptă în picioare. Da, și nu profită deloc de alungea superioară
Strugariu. Cred că va insista cu aceste lovituri joase de picior. I-au ieșit foarte bine. Încă o dată low kick pentru Iorga. A fost o directă a lui Strugariu. Iorga încearcă lovitura cu brațul drept. Low kick încă o dată. Nu știe să blocheze Strugariu aceste lovituri. Serie de croșee și de lovituri de braț din partea lui Strugariu. A ieșit Iorga foarte bine încă o dată. Low kick secerat de fiecare dată de aceste lovituri încasate de Strugariu. A început furibund de meci între cei doi. Într-adevăr, avantajul acesta de alunge de care spuneai al lui Strugariu începe să se vadă acum. Da. Nu lovește foarte tare, nu are niște lovituri foarte corecte, însă acest avantaj de lungime al brațelor reușește să-l pună în valoare. Da, și am văzut și o lovitură înaltă de picior din partea sa. Are brațele tot timpul undeva la nivelul pieptului. Da, s-a dus Strugariu bine. Cu câteva lovituri, a eschivat acolo Strugariu. Iorga încearcă să se apropie de adversarul său cu scăderi de nivel. High kick acum la păcălit pe Strugariu. Cu astfel de lovitură, Strugariu ar putea să îl păcălească și el pe adversarul său, chiar dacă sunt dezordonate loviturile de braț ale lui Strugariu. Nu știi cum îl prinde pe Iorga și îl pune la podea. E un început tare de meci între cei doi, nu se menajează deloc. Face pași spre țintă Iorga, l-am văzut, a încercat să se apropie ușor de adversarul său. Low kick acum încă o dată, încă unul și vedem Strugariu nu are nicio intenție să blocheze acele lovituri. Are un simț foarte bun al loviturilor adversarului, al distanței, al timingului, al anticipărilor. Genunchi bun acum pentru Strugariu. Pare că vrea să facă un meci de uzură Strugariu, să-l obosească mult pe Iorga. Se aruncă Strugariu cu câteva lovituri, croșet de dreapta, acum genunchi la capul adversarului, încă unul. A și blocat Iorga una dintre loviturile de genunchi. Un genul de meci unde contează foarte mult condiția fizică, să vedem cât de mult vor rezista cei doi. Foarte important Iorga s-a aruncat foarte mult, lovituri puternice, din nou îl prinde în acest clinch de Muay Thai. Semne de la margine să lovească cu coate. Bună seria de brațe, da. Mihai Iorga. Cearcă să se apropie încă o dată Iorga de adversarul său. Primite o dreaptă pe lângă. Low kick. Încă o dată low kick. Nu blochează deloc. Niciodată, nu. E măcinat în acea zonă Strugariu, a încasat foarte multe lovituri. Să vedem dacă după această repriză, dacă se va termina această repriză. Dar e în continuu pe pas înainte, da. Strugariu. Dacă va reuși Strugariu să ducă până la final meciul, dacă tot încasează astfel de lovituri în zona genunchiului stâng. Încă un low kick trimis de Iorga. Uppercut-ul ratat de Strugariu. Ultimele 30 de secunde, un meci în care cei doi nu s-au menajat deloc, foarte multe lovituri. Încearcă acum o ducere la sol, prins în ghilotină Strugariu, să vedem cât de tare este. A scăpat priza. N-a reușit. A scăpat priza și lovește de pe spate acum Iorga. Mai sunt câteva secunde, cu siguranță destul de greu din această poziție să dezvolte Strugariu ceva și să-l învingă. Strugariu ar fi putut să profite de acest moment și să trimite câteva lovituri, fiind deasupra, însă este clar foarte obosit. Da, se încheie prima rundă. A arătat foarte bine această primă repriză spectaculoasă, cu un Iorga dezlănțuit. A început foarte bine meciul. A mai scăzut din ritm odată cu trecerea secundelor, pentru că a obosit un pic Iorga. Vedem momentele importante cu această încercare a lui Iorga de a lovi cu genunchiul din săritură. High kick-ul l-a păcălit un pic Iorga pe Strugariu, aici s-a dezechilibrat. Strugariu peste adversarul său cu aceste lovituri nu foarte corecte. Muzica.
bow and arrow, say you run up on me like a phone bill. Spraying lead, playing dead, that's the only time you hold still. Are you eating cereal or oatmeal? What the fuck's in the bowl, milk? Wheaties or Cheerios? Cause I'm taking a shit in them. Material. Dictionary. Yo, Sam, your last call, out of stock. Go back to the car. Oh, shoot, that was 3 hours ago. A doua repriză unui meci foarte disputat, semne pe figura lui Iorga. Cearcă să facă Strugariu pasul în față în această repriză a doua. O frontală a lui Iorga. Mențiune interesantă este că și cei doi antrenori ai sportivilor s-au întâlnit acum câțiva ani într-un meci de MMA, Jordan Constantin cu Mihai Simion. Și atât îi vedem acum și pe elevii lor disputând acest meci. Cearcă cu brațul drept. Are un simț extraordinar al loviturilor. Vedem și aici cum s-a ferit Strugariu. Cred că dacă ar lucra mai mult, ar fi un pic mai conștiincios și ar cizela un pic aceste abordări, aș zice, de striking, de kickboxing, de box. Ar avea mult mai mult succes. Da, poate ar trebui să facă pasul puțin și spre sala de box de la Dinamo, nu doar de la mea. Da, e un stil neortodox. Exact. Ce este interesant? Da, loviturile sale sunt eficiente. Și-a oprit ținta și foarte bine cu genunchiul lovește Strugariu. Iorga nevoie să fugă de acolo, ia acum în brațe pe Strugariu pentru un moment, care mai trimite o lovitură de genunchi. Îmi aduce un pic aminte de frații Diaz cu acest stil de box, cu mâinile jos, cadență mare de lovituri, obosiți amândoi. Bună stânga lui Iorga. Încă o lovitură cu brațul drept. Vine din nou clinciu. Da. Iorga nu vrea să mai audă de poziția asta. Acum a încercat un overhand peste garda lui Strugariu. Iată-l pe Strugariu cu o lovitură excelentă din întoarcere cu brațul drept și a surprins adversarul. Acesta va fi un meci câștigat de cel care are mai mult combustibil în rezervor. Low kick puternic. Încep să se simtă locurile, piciorul, a schimbat piciorul, a pus piciorul drept în față. Strugariu de acum, da. L-a percutat de multe ori pe piciorul stâng. Din nou lovituri cu brațul din față pentru Strugariu și ține la distanță pe adversar. A conectat acolo cu două, trei lovituri Strugariu. Și l-am văzut pe Iorga încercând și el să se apropie de adversar. Au fost două lovituri la corp, nu foarte curate. Acum îl duce cu spatele la gardă Iorga pe Strugariu. Foarte greu de punctat până acum acest meci. Oh, ce lovituri! Da, i-a prins o lovitură de corp foarte bună. Oh, genunchi acum, dar s-a retras Strugariu. Foarte obosit Strugariu. Din întoarcere, da, s-a dus jos. A încercat cu cotul. Yamato Zaharia, arbitru îi spune să nu lovească cu cotul în spatele capului. O chilotină, după această finalizare. Nu pare să prinsă foarte bine, reușește să respire destul de lejer acolo Strugariu. Insistă Iorga și cred că își consumă acum printre ultimele resurse pe care le mai are în acest meci. Da, încearcă să vină într-un control deasupra. Aici o poziție foarte periculoasă. Dacă Strugariu nu va încerca să iasă acum în primele momente, când încă mai are ceva condiție fizică, nu știu cum ce se va întâmpla peste câteva zeci de secunde. Se apără până acum Strugariu, nu a încasat nicio lovitură clară de la adversar, care acum dă drumul la brațe. Se duce în control lateral Iorga. Poate acum să prindă încă o dată încercă ghilotina. A prins foarte bine această ghilotină. Are și brațul blocat. Da, se termină meciul. Se termină meciul când mai erau 50 de secunde din această repriză. Victorie pentru Iorga în fața lui Strugariu. Cheia a fost la prinderea acelui braț între picioare.
Strugariu n-a mai avut cum să-l scoată de acolo și se blocheze, să tragă din brațele lui Iorgan jos, să elibereze din strangulare, așa cum a făcut în alte situații în acest meci. A prins foarte atent gâtul, s-a dus cu picioarele foarte sus și a reușit să-l facă să renunțe înainte de limită. Aici a fost momentul în care Strugariu s-a grăbit cu acea lovitură. Foarte obosit era Strugariu, tocmai de aceea probabil că a încercat o lovitură decisivă, dar decisivă a fost în defavoarea lui, ceea ce a urmat a fost decisiv. Și vedem iată aici, aici se vede brațul, este prins da. Înăuntru, brațul drept al lui Strugariu este prins înăuntru, n-are cum să se apere cu el. Pe partea pe care brațul, capul este prins, te aperi cu mâna stângă, însă este foarte importantă și mâna dreaptă. Și obosit și prins foarte adânc sub gât, execuție foarte bună a lui Mihai Iorga. Învingător prin ghilotină în runda a doua, din colțul albastru, Mihai Iorga! Câștigă Mihai Iorga acest meci în repriza a doua prin ghilotină.